stimați și dragi telespectatori, dacă emisiunea trecută a făcut referire la om în cele două dimensiuni ale sale, și anume dimensiunea văzută sau omul exterior și dimensiunea nevăzută, adică omul lăuntric sau omul interior, așa cum este menționat și în Sfânta Scriptură, emisiunea de astăzi vine cumva să continue ideea emisiunii trecute, în înțelesul că omul este o realitate despre care s-a discutat mult și de care nu putem face abstracție. Însă, ca să putem vorbi de realitate și despre existența omului, trebuie să vorbim de alte două dimensiuni, una văzută și una nevăzută. Este vorba de cea a timpului și de dimensiunea spațiului. La rândul lor, timpul și spațiul îl percepem cu simțurile, îl percepem cu vederea noastră. În schimb, timpul nu se percepe decât cu ajutorul simțului lăuntric, așa cum spune un mare filozof modern, Immanuel Kant. Fără timp și spațiu nu putem vorbi de existență, nici de existența omului și nu putem vorbi nici de experiență sau de viața în sine. Tot ceea ce se desfășoară și are loc se datorează timpului și spațiului. Vorba aceluiași filozof german, modern, Immanuel Kant, ca și condiții a priorice de existență. Dar, desigur, emisiunea aceasta își propune să își concentreze atenția în mod deosebit asupra spațiului, în dubla sa dimensiune, și anume spațiu fizic sau spațiu geografic, dar și spațiu spiritual, fără a face abstracție însă de timp, care are și el o dublă dimensiune, dimensiunea perceptibilă, timpul ca simbol al limitării, al trecerii, dar și timpul ca simbol al permanenței, am spune ca simbol al veșniciei, timpul cel veșnic. De fapt, despre loc și timp se vorbește și în Sfânta Scriptură, despre loc, iată, Mântuitorul spune: merge voi, în casa Tatălui meu multe locașuri sunt, multe locuri sunt, și merge voi să vă gătesc și voi un loc, ca unde sunt eu, acolo să fiți și voi. De asemenea, se face referire și de locul unde va sălășlui sufletul după moarte, în înțelesul în care fiecare și-a plata sa pe măsura faptelor sale. Însă această emisiune, am anunțat anterior, își propune să discute despre spațiu, despre spațiu începând de la dimensiunea văzută a spațiului și continuăm cu acea dimensiune nevăzută, dar care se realizează în această dimensiune văzută sau în acest areal geografic de care în mod deosebit se ocupă ca știință descriptivă și valorizatoare sau evaluativă geografia. În acest sens am considerat de cuvință că este bine să invităm la această emisiune pe domnul profesor, director adjunct al Liceului Teoretic Eftimie Murgu de la Bozovici, domnul Lazar Anton, pe care îl salutăm, îi spunem bine ați venit la emisiunea noastră. Și mai înainte de a discuta despre spațiu sub aspect geografic, dar și din punct de vedere spiritual, aș dori să vă rog să spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră pentru cei care nu vă cunosc în mod suficient. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Numele meu este Lazar Anton și sunt profesor de geografie, așa cum ați menționat, la liceul din Bozovici de peste 25 de ani. Predau această geografie, această disciplină numită geografia, încă din anul 1996, când am intrat în învățământ, după ce am terminat facultatea de geografie la Universitatea de Vest din Timișoara și apoi studiile de master, geografie umană, turism și dezvoltare regională la Universitatea din Oradea. Pentru mine, geografia reprezintă o știință specială, pentru că
ea studiază creația lui Dumnezeu și în cadrul geografiei, atât spațiul geografic fizic, cât și cel mental, pentru că ați pomenit de Immanuel Kant, el este cel care a introdus acest termen, spațiu mental, care în ultimii ani, în studiile cele mai recente, ocupă un loc tot mai frecvent în studiile moderne de geografie. Cu siguranță, vorbind despre spațiu ca și dimensiunea existenței umane, bineînțeles corelată cu timpul, dar atenția noastră fiind concentrată asupra spațiului, trebuie să facem referire la geografia ca disciplină descriptivă și în același timp evaluativă a spațiului. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre această perspectivă a geografiei asupra spațiului ca dimensiune a existenței umane și a existenței în general. Așa este. Geografia este prin definiție o știință a spațiului de o foarte mare complexitate, pentru că atunci când vorbim de spațiul geografic, nu ne referim doar la spațiul fizic sau material, cu componentele lui naturale, cum ar fi, de exemplu, relieful sau rețeaua hidrografică sau fenomenele meteoclimatice, sau vegetația, solurile, ori componenta antropică vizibilă, cum sunt, de exemplu, așezările omenești, căile de comunicație, amenajările industriale, agricole și așa mai departe. Ci vorbim de o serie de interferențe, de influențe reciproce între toate aceste componente, în care omul ocupă un loc special, pentru că omul este nu doar un circumscris acestui spațiu, dar este și un actor modelator al spațiului. Deci, un modelator al spațiului, și când vorbim de această modelare a spațiului, sigur că aceasta trebuie să se producă în limitele echilibrului natural pentru a nu crea perturbații și alte dezechilibre, dar aici vorbim de omul cu tot ceea ce înseamnă valorile lui interioare și care se regăsesc până la urmă în spațiul fizic. Deci, între spațiul geografic, fizic sau natural sau material și spațiul spiritual există interferențe multiple pe care geografia ca și știință le evaluează, ea dispune de o serie de metode și de instrumente prin care observă, analizează, interpretează, dar și propune soluții optime pentru valorificarea acestui spațiu sau teritoriu. Vreau la un moment dat să spun în completare a ceea ce dumneavoastră ați intenționat să spuneți despre spațiu ca și poziționare geografică în înțelesul de a vorbi despre dimensiunile, despre longitudine, despre latitudine, ca și poziționarea spațiului ca și coordonatele geografice cunoscute în acest sens și în baza acestor coordonate sau vorbind despre ele putem să adăugăm elementele corespunzătoare ale spațiului, cum sunt de exemplu relieful, rețeaua hidrografică, așezările umane și așa mai departe. Exact, pentru că geografia practic pornește de la această observare și analiza distribuției teritoriale în acest spațiu concret despre care ați vorbit, dat de latitudine și longitudine, și mai apoi încearcă să explice aceste realități teritoriale, care însă sunt într-o dinamică continuă, pentru că fenomenele care se întâmplă, atât cele naturale cât și cele antropice la nivelul globului, sunt într-o dinamică destul de intensă. Fenomenele, de exemplu, climatice sau
hidrografia, cu circuitul apei natură. Deci nu sunt niște elemente statice în cadrul acestui spațiu, dar cu ajutorul acestor coordonate geografice determinăm anumite localizări și chiar anumite tipologii, tipurile de climă, care sunt distribuite conform latitudinii, de exemplu, de la ecuator spre cei doi poli sau zonele de vegetație. Da, vedem cât de importante sunt aceste coordonate geografice, da, care situează spațiul și îl caracterizează din perspectivă geografică și al caracteristicilor vremii, de exemplu, al caracteristicii anotimpurilor și așa mai departe. Da. Vorbind de spațiu, vorbim așadar de elementele, componente ale spațiului, de relief, de rețeaua hidrografică, dar nu putem face abstracție nici de sol. În acest sens înțelegem ca o ramificare a geografiei, geologia, solul cu resursele pe care le are. De asemenea, vorbind de partea de suprafața solului, de pădurile, de munții și așa mai departe. Și aici vorbim automat de niște funcții ale spațiului pe care geografia le pune în evidență. Vă rog așa să spuneți este câteva cuvinte despre, da, aceste funcții ale spațiului. Da, mă refer funcția economică, exact, socioculturală, ecologică și așa mai, da, departe. Da, toate aceste funcții ale spațiului practic asigură ceea ce se cheamă dimensiunea funcțională, pentru că spațiul funcționează ca un organism sau teritoriu, se mai obișnuiește în geografie, se folosește și conceptul de teritoriu. De fapt, este vorba de un organism complex în care toate aceste componente intră în dinamică, în influențe reciproce și dau anumită funcționalitate. Când vorbim despre spațiul geografic, aici vorbim, de exemplu, despre spațiul turistic, care are o anumită funcționalitate. Dar spațiul acesta turistic, la rândul lui, este compus din toate elementele cadrului natural sau antropic, pentru că pot fi inclusiv atracțiile turistice create de om. Sau când vorbim de spațiul agricol, are o altă funcționalitate. Spațiul industrial, spațiul urban, spațiul litoral are de asemenea particularitățile lui și funcțiile lui, dar toate aceste, să le zicem, subspații ale spațiului geografic trebuie să respecte ceea ce se vorbește tot mai mult în ultima vreme, principiile dezvoltării durabile, adică să funcționeze în echilibru cu mediul în ansamblul lui, pentru că, așa cum spune și Biblia, Dumnezeu a dat pământul fiilor oamenilor ca să-l gestioneze, deci să administreze creația, să administreze resursele. El nu e un stăpân în sensul în care doar exploatează resursele, doar se folosește de bogățiile lui, ci trebuie să-l administreze pe termen lung și să-l poată în felul acesta da și generațiilor următoare. Da, ne aducem aminte din citatul din Scriptură, când după crearea omului Dumnezeu spune: creșteți, vă înmulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți. Dar această stăpânire nu în sens de posesivitate, omul mânat după rațiunile consumului, omul ca ființă făcut doar să consume, ci asemenea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, creând pe om, îl creează pe om cu scopul realizării asemănării omului cu Dumnezeu, iar Dumnezeu este creator, omul trebuie să fie creator. Deci omul nu este doar un consumator, ar spune, ci este în același timp și un producător, lucru afirmat nu doar sau creator, nu doar un consumator, ci și creator, lucru afirmat nu doar de teologie, ci și de sociologie și implicit de geografie. Exact, și apropo de acest lucru, ne dăm seama că fenomenul, de exemplu, de poluare sau de distrugere sau de degradare a mediului încalcă principiile morale, etice, care sunt în Biblie. Poluarea, de exemplu, este unul din cele mai publice păcate, în sensul că nu se ascunde nimeni când poluează mediul. Ori, la un moment dat, în Biblie spune că Dumnezeu va sancționa, va pedepsi pe cei care distrug pământul, în cartea Apocalipsa. Da, trebuie avut grijă de ceea ce Dumnezeu
a dat omului să gestioneze acest pământ. Așadar, am văzut funcțiile economice ale spațiului prin resursele solului și ale subsolului pe care nouă ni le pune la dispoziție spațiu. Am văzut spațiul ca potențial turistic, iar turismul și resursele solului și ale subsolului constituie aspecte ale vieții economice. Așa. Dar pe lângă această dimensiune a economicului pe care spațiul o adăpostește în el, avem și această dimensiune a socialului, în sensul în care omul este un viețuitor al spațiului, și din dimensiunea socialului vedem aceste coordonate fundamentale, cultura și spiritualitatea. Mi-aduc aminte de ceea ce un mare învățat contemporan, filozof de altfel, vorbea despre om ca spațiu, dar ca un spațiu de sălășluire al ființei, al dimensiunii spiritualului, și în acest sens, vorbind mai ales prin aceste funcții ale spațiului social, culturală și religioasă, vorbim de o posibilitate de concretizare sau de obiectivare a spațiului spiritual în spațiu fizic. Vorbind de filozoful contemporan Martin Heidegger, el definea acest spațiu uman de deschidere a ființei, și plecând de la definiția ființei ca unitate în ordine, armonie și echilibru, adică el la un moment dat în originea operei de artă și în Sein und Zeit spunea ce este ființa, este libera ivire și deschidere care strânge la oaltă, situându-se ferm și constant, adică libera deschidere și ivire de la sine, adică ordonarea lumii, ce are în sine ființă, ceea ce are ordine, claritatea lucrurilor, nu doar deschiderea în înțelesul ei mecanic, se deschide un geam, se deschide o ușă, se deschide un traseu rutier, de exemplu, ci vorbim de deschidere ca o perspectivă a ființei umane, dar nu, această perspectivă nu își împlinește funcția sau menirea ei atâta vreme cât nu este în bună rânduială sau ordonată în ordonare. Toate lucrurile primesc claritate și o bună vedere asupra acestor lucruri omul o dobândește. De asemenea, în această ordonare a lucrurilor, toate lucrurile sunt corelate, sunt legate, sunt armonioase și sunt unitare, iar în această unitate, ar spune filozoful în continuare, regăsim stabilitatea și echilibru. Iată, această stabilitate sau echilibru cu armonizarea și cu deschiderea sau cu ordinea constituie, am putea spune, dimensiuni sau coordonate ale spațiului spiritual sau ale felului în care acest spațiu se materializează sau se obiectivează în lumea aceasta văzută, în spațiul acesta văzut, în spațiul acesta fizic. De aceea vă rugăm, dacă puteți, eu am făcut această perspectivă, am realizat această perspectivă succintă asupra spațiului spiritual privit mai ales din punct de vedere filozofic. Dumneavoastră vă rog să continuați, dacă se poate, ideea și din punct de vedere geografic, dar și din punct de vedere spiritual, religios și, dacă vreți, social. Da, așa este, pentru că atunci când vorbim de spațiul acesta spiritual sau cultural, pentru că sunt într-adevăr mai multe definiții care le întâlnim în literatura de specialitate referitoare la cultură, de exemplu, sau referitoare la religii. Sunt sute de definiții care le găsim și care surprind diferite nuanțe. În aceeași ordine de idei, de exemplu, Popper vorbea despre prima lume ca fiind spațiul valoric, valorile, morale, principiile pe care le au oamenii. Lumea a doua ar fi spațiul perceput, pe care omul percepe în mod direct și indirect,
Și aici deja avem o varietate foarte mare de percepții ale omului asupra spațiului, deja vorbim de percepții mentale asupra spațiului, iar lumea a treia, sigur că se referă la acest spațiu material, concret sau obiectiv. Ori atunci când vorbim despre dimensiunea spirituală sau religioasă a spațiului, aici trebuie să pornim categoric de la om ca și ființă spirituală. Mircea Eliade îl numea homo religios, adică omul este în esență o ființă religioasă care caută să-și explice lumea în care el trăiește din perspectiva divinității, a creației și a scopului. Ori percepțiile asupra spațiului devin foarte diverse, tocmai datorită felului în care mentalul, valorile și principiile, concepția despre lume și viață e cristalizată la nivelul fiecărui om. Când vorbim, sigur, de spațiu religios, nivelul de complexitate crește, pentru că nu vorbim doar de un spațiu individual, ci aici vorbim deja de un spațiu comunitar, pentru că comunitățile religioase sunt structuri spațiotemporale care sunt caracterizate prin mai multe elemente, nu doar valorile, să zicem, doctrinare la care aderă confesiunile religioase, ci vorbim și de practici religioase și chiar de anumite modele de organizare a teritoriului, când vorbim, de exemplu, de spațiile sacre, adică acele zone în care comunitățile religioase desfășoară anumite activități care pot fi, sigur, activități cu caracter ecleziastic, dar în același timp sunt cu caracter educațional, vorbim chiar și de turismul religios sau turismul sacru. Așadar, spațiul acesta religios, pe de o parte, îl vedem ca un spațiu specializat, care este emanat sau generat de aceste comunități religioase, de aceste structuri sau colectivități de oameni care împărtășesc valori comune, dar în același timp spațiul acesta spiritual îl regăsim în toate celelalte categorii de spațiu, de spații, tocmai prin difuzia valorilor și morale pe care le are omul. De exemplu, în spațiu economic vorbim de etica economică, etica muncii. Care sunt principiile sau valorile cu care, să zicem, patronatul sau angajații își desfășoară activitățile, corectitudinea, mă rog, drepturile angajaților și așa mai departe, transparența decizională, etc. Același lucru îl putem observa și când vorbim despre celelalte categorii de spații, spațiile sociale, când vorbim de structurile societății, microgrupuri sau macrogrupuri, fie că vorbim, de exemplu, de familie, ca un fel de microspațiu social, dar și când vorbim de structuri sociale mult mai complexe și putem ajunge până la spațiul politic, ceea ce înseamnă administrare publică, locală sau la nivel național sau chiar internațional. Din păcate, chiar și în acest context în care noi trăim, observăm că fenomenele acestea geopolitice își pun tot mai mult amprenta pe viața noastră, ori în spatele multor decizii și acțiuni care se petrec în domeniul politic, începând cu ceea ce înseamnă, să zicem, activitățile electorale, cum se fac alegeri, dar și până la deciziile care, iată, pot să fie și cu caracter militar, vorbim de substraturi morale, etice, de principii, de valori, care în final se concretizează, așa cum ați spus, în realitatea materială. Vorbim de țări, de regiuni, care până la urmă resimt aceste decizii în viața de zi cu zi, negativ sau pozitiv. Punctul de plecare este în Scriptură atunci când, sau dacă se poate lua în considerare, este foarte bine acest punct de plecare în Sfânta Scriptură, unde se spune că omul a fost creat de către Dumnezeu după chipul și asemănarea sa, adică a treimii
este dăruit de Dumnezeu, așadar cu darul conviețuirii, pentru că Dumnezeu este conviețuire. Sfânta Treime. Sfânta Treime, da, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, când Dumnezeu spune să facem om după chipul și asemănarea noastră, îl creează pe om cu acest dar, cu acest chip al Treimii, care este un dar al conviețuirii omului cu omul. În acest sens, omul este chemat de către Dumnezeu să realizeze conviețuirea, omul este dăruit de către Dumnezeu cu darul conviețuirii ca să-l obiectiveze în spațiul acesta geografic. Exact, și de la diversitatea naturală ajungem la diversitatea umană, conviețuirea care umane, trebuie, da? Gestionată în mod pozitiv. Diversitatea umană nu trebuie să genereze conflicte etnice sau religioase sau economice, pe criterii economice, sau naționale. Sau naționale, ci ar trebui să genereze dezvoltare. Dumnezeu a creat diversitate în natură tocmai ca să avem resurse multiple, complexe, să ne putem dezvolta în mai multe direcții. La fel și diversitatea umană trebuie să reprezinte o sursă de dezvoltare, și de aici conceptul de toleranță religioasă sau etnică sau socială este cât se poate de actuală. Sunt aspecte foarte importante ale vieții sociale, plecând de la ecosistem, de la o gestionare cât mai sănătoasă și cât mai economică a resurselor materiale, de la o etică a spațiului pe care omul trebuie să o respecte, da? Un respect față de locul în care trăim, mergând mai departe la o etică a conviețuirii sociale. Până la urmă, nu trebuie să uităm că toți suntem copiii lui Dumnezeu și ca Dumnezeu, lăsându-ne pe fața pământului, fiecare dintre noi avem un loc aici și trebuie să ne împlinim ca oameni aici, pentru că știe Dumnezeu de ce ne-a născut ca oameni sau de ce ne-a creat, mai bine spus, ca oameni pe fața acestui pământ. Exact, și în studiile recente chiar se vorbește de etica teritoriului. Adică și-au dat seama specialiștii că fără o etică la nivelul spațiului înseamnă să ajungem la comportamente destructive care sunt pe de o parte asupra mediului, în mod direct prin poluare, degradare, dar și asupra societății prin perturbările și tulburările care se pot crea la nivelul comunității umane. Deci etica mediului, etica teritoriului, chiar putem vorbi de o ecoteologie, relația dintre teologie și mediu, sau ecofilozofie, adică relația dintre gândirea și valorile filozofice și mentalul filozofic și mediu. Aici putem, de exemplu, să ne gândim la ecologia iudeo-creștină, ecologia islamică, la ecologia stoică, cea stoică, cea indusă, da, sau atee. Sau chiar și atee, până la urmă, pentru că și ateismul mergea pe ideea de materialism, dar de o respectare totuși a condiției materiale. Da. Vorbim ca o, în cazul ateismului, ca o depărtare sau o rupere a omului de Dumnezeu, ca și în cazul fiului risipitor, care și-a luat partea sa de avere, adică bunul sau darul de la Dumnezeu, și s-a dus și l-a risipit în lume. Așadar, trebuie să avem o atenție sporită asupra mediului, ecosistemul, da, în care trăim, pentru că în funcție de cum respectăm mediul și viețuirea sau existența omului în timp, iată, timpul, nu putem face abstracție, timp ca loc al devenirii omului, al materializării, cu ghilimele de rigoare, sau mai bine spus, al concretizării sau obiectivării spațiului ca dimensiune spirituală în spațiul geografic, a spațiului nevăzut în spațiul cel văzut. Automat o vorbim de un proces de redimensionare a spațiului geografic, în sensul în care spațiul geografic devine un potențial de devenire pentru ființa umană. Un rol important în gestionarea spațiului îl are așadar omul ca factor dinamic de concretizare a spațiului spiritual, în spațiul în care omul își află sensul existenței în raport sau în relație, în primul rând, cu semenii săi,
De aici vedem importanța comunității umane, da, cu variile ei valențe, și anume valența religiosului, valența culturalului, valența socialului, valența economicului, dar și în raportul omului cu natura înconjurătoare. Nu uităm că poate pe primul plan trebuie să situăm raportul omului cu Dumnezeu. Într-adevăr, omul pleacă de la dimensiunea aceasta geografică a spațiului ca dimensiune văzută, cu potențialul său economic. Economic, omul are pământul dat în stăpânire ca să beneficieze de roadele lui, de bunăstarea condiției lui, pentru că Dumnezeu nu a lăsat pe om pe pământ să fie un om chinuit, să aibă o viață cât mai bună cu putință. Dumnezeu, care este izvorul binelui, a lăsat ca omului să fie bine. Și atunci să se bucure de toate bunurile naturii, de resursele solului, de resursele subsolului, dar să le folosească productiv. Vedem însă că omul, căzând, ceea ce discutam la emisiunea trecută despre și Apostolul Pavel surprinde omul din perspectiva omului din afară sau omului exterior, căzând în imperiul necesității sau în stăpânirea necesității, omul este o ființă mânată spre consum. Nu mai e ceea ce spunea Lucian Blaga, o ființă într-un mister și într-o revelare. Se revelează omul ca și creator. Omul devine o ființă consumatoare, mânată de rațiunile câștigului, de rațiunile economicului. Omul exploatează resursele solului și ale subsolului peste măsură, peste posibilitățile de regenerare, de refacere. Și acest consum, așa cum a spus, e un consum care depășește nevoile elementare. De multe ori egoismul este cel care generează această supraexploatare a resurselor și sigur că mai e un aspect, inegalitatea distribuirii resurselor și a produselor obținute, adică această polarizare socială-economică care iarăși contravine multor principii etice și morale, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne învață că în aceeași măsură în care trebuie să îl respectăm și să-l iubim pe Creator, trebuie să respectăm și să iubim aproapele nostru, pentru că cine spune că îl iubește pe Dumnezeu care nu îl vede și îl urăște pe aproapele lui sau nu-i pasă de el, tot Sfânta Scriptură spune că acesta e un fals, o minciună. Nu poți să-l iubești pe Dumnezeu care nu-l vezi și să nu-l iubești pe aproapele tău, cu care intri în relații directe și reciproce. Da, cum spunea și în Scriptură la un moment dat, dacă ați făcut acestor mai mici ai mei, mie mi-ați făcut, în înțelesul în care fiecare om este lăsat în felul lui să fie copilul lui Dumnezeu. De fapt, este copilul lui Dumnezeu. Da, și spațiul ne transmite un mesaj moral puternic, pentru că dacă ne uităm la spațiul geografic fizic, de exemplu, este o complexitate de componente extraordinară, dar toate aceste componente sunt într-un anumit echilibru, adică nu se dezvoltă mai mult un component supra dezvoltarea unui component în detrimentul altui component. Deci există niște relații echilibrate, reciproce, între, de exemplu, să zicem, vegetație și sol, sau în cadrul unui ecosistem, între viețuitoarele care compun aceleași ecosistem, aceleași biocenoze, să zicem, partea vie a ecosistemului. Ori același lucru trebuie să-l învețe și comunitățile umane, pentru că în cadrul spațiului geografic este loc pentru toată lumea și trebuie să fie un echilibru al dezvoltării, adică nu să avem această polarizare. Noi știm, de exemplu, ce se întâmplă și în corpul uman, când niște celule se dezvoltă exagerat și avem tumorile. Cancerul, da. Cancer. Așa, de la cancerul interior sau cancerul anatomic, apare cancerul acesta al deformărilor geografice. Da. Vedem ce se întâmplă când se exploatează peste măsură, de exemplu, pădurea. Exact.
pădurea care este plămânul planetei. Care are multiple funcții ecologice. Da, sigur că da. Nu doar rolul de a stabiliza solul, are și funcție ci climatică, funcție climatică, exact, producerea ozonului, asistăm la o supraîncălzire a atmosferei, la efectul de seră, da, la inundațiile masive, da, la alunecările de teren, exact, care le poate produce această tăiere necontrolată a pădurii, la fel exploatarea peste măsură a resurselor solului, spunem peste măsură, mai mult decât nevoia o cere, practic, setea aceasta de navuțire, setea de avere, de plăcere și de putere, așa cum s-ar putea defini aceste necesități primare ale omului, aduc mari dezechilibre atunci când omul se află sub imperiul necesităților de a consuma mereu și mereu, fără a produce în mod deosebit. Exploatezi natura fără să lași în locul exploatării resurselor ceva viabil sau durabil. Deci, de aceea vedem cât de importantă este această coordonată a stabilității sau a echilibrului, de asemenea enunțată de către Martin Heidegger ca și o exprimare, dacă vreți, a dimensiunii spiritualului în viața umană. Cât de important este armonizarea dintre om și natură, respectarea naturii, cât de frumos este un tablou de natură sau un cadru, un spațiu natural, o pădure frumoasă sau un alt loc deosebit care încântă ochiul și în care omul se simte ca la el acasă, adică se simte în largul lui, în primul rând, spațiul acesta care oferă posibilități de exprimare deosebite. De ce simte nevoia omul să evadeze din casa lui, din apartamentul lui, mai ales vedem pe cei care trăiesc în zonele aglomerate, în zonele urbane așa artificiale, să meargă în cadrul natural, în primul rând pentru că omul este o ființă care se revendică din actul creației la natură, raportul omului cu natura. Acest lucru nu este doar o ipoteză de discuție, ci este o realitate pe care o simte omul. Posibilitățile pe care are omul le are să petreacă timpul în mod plăcut în sânul naturii. Exact. Ori poate să facă o baie mergând recreativ în sânul naturii, ori poate să gătească un grătar, ori poate să petreacă plăcut alături de semenii săi, ori poate să inițieze alte drumeții și așa mai departe. Uitați câte valențe frumoase poate să aibă omul la dispoziție prin spațiul acesta pe care îl respectă. Iată, deschiderea spațiului, spațiul ca posibilitate de exprimare, spațiul nu îl închide pe om, spațiul deschide pe om. Aici foarte important este să se păstreze echilibrarea sau statornicia în spațiu, armonizarea sau buna încadrare a omului în mediu respectiv și de asemenea să se vadă ceea ce este, să se întrevadă posibilitățile viabile de întreținere ale spațiului geografic și în felul acesta spațiul geografic se spiritualizează, se redimensionează. Desigur, ne rămâne în continuare să discutăm, pentru că până acum am făcut o teoretizare a concepției de spațiu geografic și dimensiunea sa spirituală sau funcția sa spirituală și religioasă pe care o poate avea, mai ales prin contribuția omului și a comunităților umane. Aici aș vrea să trecem în această parte a discuției la comunitatea locală, la comunitatea geografică a munților Banatului, despre care aș dori să spuneți câteva cuvinte despre munții Banatului și aceste locuri frumoase. Da. Munții Banatului are un caracter de individualitate geografică la nivelul României, atât prin poziția geografică, la interferența dintre structurile tectono-geologice ale Carpaților Meridionale și respectiv al Carpaților Occidentale, respectiv Munții Apuseni, dar unicitatea acestui spațiu
este dat de tocmai de această diversitate, în primul rând, naturală. Și aici mă gândesc nu doar strict la poziția geografică față de ariile limitrofe, mă gândesc, de exemplu, la morfologie, la treptele de relief. Vorbim de diversitatea tipurilor genetice de relief, în special morfologia karstică. Relieful karstic are o complexitate și o recurență foarte mare în spațiul Munților Banatului. Vă pot da un simplu exemplu. În Munții Banatului se află cea mai compactă suprafață calcaroasă din România, cu tot ce înseamnă potențial karstic, peșteri, chei, avene, doline și așa mai departe, la piezuri. Dar de la această diversitate morfologică, cu celelalte tipuri genetice de relief, ajungem sigur la diversitatea biologică, la biodiversitate. De ce? Pentru că în Munții Banatului se întrepătrund sau se interferează influențe climatice care ne vin din spațiul central european atlantic, deci pe de o parte, apoi avem elemente care vin din estul continentului și complexitatea crește cu elementele submediteranene care le avem reflectate în vegetație, în faună și în soluri. Această biodiversitate extrem de mare a Munților Banatului, care este practic cea mai mare din toate unitățile geografice ale României, este pusă în valoare și prin crearea ariilor protejate. În zona noastră avem 4 mari arii naturale protejate. Avem 3 parcuri naționale: Parcul Național Cheile Nere-Beușnița, Parcul Național Semenii Cheile Carașului, pe partea nordică, Cheile Nere-Beușnițe în partea vestică, apoi este vorba de Parcul Național Domogled Valea Cernei în partea estică a Munților Banatului, iar în sud e vorba de Parcul Natural Porțile de Fier. Deci sunt 4 arii naturale de mari dimensiuni, chiar printre cele mai mari din țara noastră, care încearcă să conserve, prin statutul juridic care l-au aceste arii protejate, tocmai aceste elemente de mare diversitate naturală: relief, vegetație, faună și, bineînțeles, soluri. Pe această diversitate naturală, sigur că se suprapune diversitatea umană, cea legată de complexitatea tipurilor de așezări umane în zona montană înaltă sau în zona limitrofă sau în zona depresionară. Aici vorbim de fizionomia așezărilor, de textură, structură, funcții economice. Avem și așezări urbane, toate cele 8 orașe, de exemplu, ale județului nostru, la care sigur putem adăuga și Orșova, chiar dacă nu e în județul Caraș-Severin, face parte tot din Munții Banatului. Din Banatul Severinului. Exact. Toate aceste orașe au în cadrul lor teritorii montane, deci sunt orașe montane, fie că sunt în zona limitrofă, cum este Oravița sau Caransebeș, fie că sunt chiar în interiorul Munților Banatului, Anina sau Oțelul Roșu, Reșița, între Munții Semenic și Munții Dobnecei. Moldova Nouă este în defileul Dunării sau Băile Herculane, între Munții Cerne și Munții Mehedinți. Deci sunt orașe cu vocație, să spunem așa, montană, ori spațiul montan este cel mai complex spațiu din toate tipurile de spații ca relief. Dacă e să-l comparăm cu spațiul deluros sau cu cel de câmpie, spațiul montan este cel mai complex, atât ca morfologie, ca și biodiversitate, dar și ca resurse pe care le oferă omul. Deci pe această diversitate umană, așadar vorbim de o diversitate umană care se regăsește în așezările umane rurale sau urbane, apoi sigur că ne putem referi la diversitatea etnică și religioasă și modele de toleranță care au existat de-a lungul timpului și care reprezintă această diversitate, un potențial de dezvoltare uriaș, care este adevărat, nu e valorizat la valoarea lui, acest potențial de dezvoltare, dar cumva prin asta
se leagă speranțele de viitor pentru zona noastră. E un spațiu al viitorului tocmai pentru că dispune de această diversitate și tocmai pentru că n-a fost valorificată sau, să spunem, epuizate resursele, cumva au fost conservate și atunci este un spațiu al viitorului. Deci pentru mine, Munții Banatului, e un spațiu al viitorului tocmai datorită potențialului de dezvoltare pornind atât de la componentele naturale, dar și de la componentele sociale și economice. Cu siguranță spunem că este un spațiu al diversității și al conviețuirii, pentru că este nu doar o conviețuire climatică cu ghilimele de rigoare, această influență mediteraneană, influență răsăriteană sau estică, da, unde clima este ceva mai aspră, da, influență oarecum oceanică și toate sunt temperate în această climă temperat continentală. Recunoaștem și în Munții Banatului, Munții Aninei, Munții Almăjului, Semenicu, da, Semenicu și celelalte grupe muntoase care nu sunt cei mai înalți munți din România comparativ cu Făgărașul, da, cu Bucegiu, cu Retezatul, Vintilă, cu Palermo. Vintilă Mihăilescu îi numea Munceii Banatului, tocmai că aveau altitudini mai reduse, majoritatea între 700 și 1000, dar pe de altă parte e un avantaj pentru că de aici umanizarea lor, accesibilitatea, altitudinile mai coborâte oferă accesibilitate și văile. Îngăduie conviețuirea, exact, îngăduie buna conviețuire. Aici vedem și comunitățile locale diversificate, avem comunitate de etnie maghiară, comunitatea germană, comunitatea cehă, română, cehă, sârbă și așa mai departe, croată, toate datorită timpului istoric, bineînțeles și afluxul mare de migratori care au fost începând de la goți, gepizii, hunii, avarii și așa mai departe, care și-au lăsat amprente, care au întemeiat în decursul timpului istoric din secolul al IV-lea, secolul 5, 6, 7, până la constituirea statelor feudale românești, așa și-au lăsat amprenta și au constituit formațiuni statale pe teritoriul Banatului. Toate acestea sunt dovezi ale conviețuirii, iată și relieful și până la urmă și structura geologică a reliefului, relief karstic, este relief moale, este relief fie sedimentar, nu este relieful pe care îl are, sau structura geologică pe care îl are munții Făgăraș sau Bucegi, piatră vulcanică, este piatra aceea moale, sedimentară, relieful karstic dominant din calcare și avem aici fenomenul coroziunii și eroziunii pietrelor, arătând ce capacitatea de a se mula la condițiile vremii, de a se plia pe posibilitățile de existente pe care, iată, zona le oferă. Avem așadar o coexistență de ordin geografic, după factorii geografici implicați, climaterici și geologici. Avem o conviețuire socială, am amintit etniile, da, în cazul de față, o conviețuire religioasă, confesiunile și, da, chiar religiile, amintim, da, și de celelalte religii, chiar și posibilitatea religiilor, religiei iudaice sau otomană, mahomedană, musulmană. Aici toate arată că Munții Banatului, ca și spațiu geografic și dimensiune spirituală, este un model de conviețuire, de fapt, după modelul conviețuirii lăsat de Dumnezeu, a conviețuirii elementelor geografice, avem conviețuirea elementului uman, a omului, prin religia și prin dimensiunea socială a existenței umane. Cu părere de rău că emisiunea noastră se încheie multe
pot să fie spuse, dar în speranța continuării discuției noastre și cu alte emisiuni în care avem plăcerea să vă avem invitat în continuare, vă mulțumim din suflet pentru faptul că ați binevoit să veniți la emisiunea noastră, vă invităm cu drag și la celelalte emisiuni și până la viitoarea noastră revedere, care va avea loc duminica viitoare cu ocazia unei noi emisiuni, vă dorim tuturor telespectatorilor să aveți o săptămână binecuvântată, sănătate în trup și pace în suflet. La revedere!